Românii ortodoxi din Norvegia au participat zilele acestea în localitatea Okendal la tabăra organizată de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord și Centrul pentru Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare pentru familiile din Țara Fiordurilor. La eveniment au participat și tinere familii din România. Programul a inclus activități pentru toate vârstele, dar și excursii, toate desfășurându-se sub genericul Credință și Vindecare în Biserica de Acasă, modele pentru familia ortodoxă. Astăzi cu toții au participat la Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte, Episcop Macarie. Să lucrăm pentru mântuirea celor de lângă noi, a spus ierarhul în cuvântul de învățătură. Cu multă bucurie duhovnicească ne-am adunat tinerele familii ortodoxe și române și norvegiene, cele norvegiene formate din convertiți la ortodoxie. Așadar ne-am adunat aici, la poalele masivului Okendal, pentru a aduce slavă a tot milostivului Dumnezeu și a confirma ceea ce psalmistul ne spune, că bine este ca frații să fie împreună. Mai cu seamă aici, departe, pe marea străinătății, e minunat când ne adunăm împreună, cum s-a întâmplat și în această tabără dedicată tămăduirii, să lucrăm și pentru mântuirea noastră, dar să lucrăm și pentru mântuirea celor de lângă noi. Fiindcă ne mântuim noi, dar e minunat când ne mântuim împreună. Și e minunat atunci când trecem împreună pe poarta Raiului. Așa cum suntem aici, în biserică, în împărăția preasfinte și de viață făcătoare treimi, așa să fim și în veșnicie, la olaltă. Și să ne bucurăm de plin la olaltă. Timp de două zile, români, dar și norvegieni, au participat la prelegeri duhovnicești și la activități recreative și educative. Vreau să-i mulțumesc preasfințitului Macarie, care m-a invitat cu tot dragul. Dau slavă bunului Dumnezeu că am ajuns pe aceste meleaguri ale Europei de Nord, venind de pe coclaurile mele mureșene, să zic așa, unde îmi păstoresc eu turma de oi, și mulțumesc bunului Dumnezeu că am ajuns cu bine și pot să văd cum sunt tradițiile aici, obiceiurile, meșteșugurile. Eu cu familia am venit din zona Olesund. A fost foarte, foarte frumos. Am întâlnit alte familii din alte părți ale Norvegiei. Ne-am cunoscut, am participat la Sfânta Liturghie. Am făcut activități împreună, am fost la cascada Vossenfall. Avem ocazia de a întâlni mai multe familii noi, inclusiv copiii noștri, de a se bucura unii cu alții. Pentru noi este prima oară. Sperăm că vor fi cât mai multe tabere asemănătoare, inclusiv în Norvegia. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Macarie a oferit daruri tuturor participanților.